apropiem de ultima, dar nu cea mai puțin importantă parte a seratei noastre, care include vernisajul expoziției despre care am vorbit la începutul seratei noastre. Deci avem doi artiști, Ștefan Beiu și Natalia Bichir. Eu vreau să îl felicit pe prietenul nostru, Octavian Șofranski, care mi-a fost bun prieten astăzi pe parcursul seratei, cu organizarea acestei expoziții frumoase și să vă urez succes, mulți ani, sănătate și toate cele bune. Mai veniți pe la stradă. Deci aveți. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Am deosebită plăcere să vă prezint astăzi un vernisaj extraordinar, organizat de doi tineri și foarte talentați și deja afirmați pictori din Moldova. În seara asta noi avem doi artiști care au cucerit Franța și întreaga Europa. Este vorba despre Ștefan Beiu, care are atelierul său și activează la Sarreguemines, în nord-estul Franței, la hotar cu Germania. Și, bineînțeles, Natalia Bichir, care are atelierul chiar în inima Parisului, cu vedere splendidă spre Tour Eiffel, de unde bănuiesc se inspiră și pe care îl inspiră și ea. Aș vrea să vă spun două cuvinte doar cum am făcut cunoștință cu acești artiști care mi-au devenit și prieteni. Natalia, prima dată am cunoscut-o fără să o văd. Am mers acum mai mulți ani la Paris pentru prima dată, m-am urcat pe Arcul de France, care se află în cartierul de afaceri a Parisului. Și acolo, sus, am descoperit nu doar o vedere splendidă a Parisului, ci și o expoziție de artă de excepție, în care erau niște tablouri cu niște chipuri feminine, cu niște cai zglobii, care îmi vorbeau în mod deosebit. Și am citit jos cine ar fi autorul, din curiozitate. Și am înțeles că este un nume românesc-moldovenesc, Natalia Bichir, pe care nu aveam cum să o cunosc, dar întâmplarea a făcut că chiar a doua zi am mers la un vernisaj a unei alte pictorițe moldovene de la Paris și am cunoscut-o pe Natalia. După care, bineînțeles, am dezvoltat o relație de colaborare frumoasă și am reușit să organizăm un vernisaj întreg la Consiliul Europei. Cu Ștefan Beiu vreau să spun că nu țin minte cum am făcut cunoștință, dar țin minte foarte bine că am avut foarte multe momente creative și, dincolo de creative, foarte bune și îl apreciez nu doar ca pictor absolut de excepție, al cărui tablouri nu sunt doar estetice, ci, cum am convins pe propria pele, chiar programatice, zic așa, premoniționare, dar mai este și un absolut talentat profesor de pictură și are o școală, să zic așa, virtuală de studenți. Cred că ai vreo câți studenți ai, Ștefan? 70. 70 de studenți. Nu știu. Studente. Și studente în mod special. Deci, eu vă urez succes și inspirație creativă și în continuare. Vă mulțumesc pentru că v-ați deplasat la Strasburg la invitația doamnei reprezentant permanent și ambasador Tatiana Pârvu aici la Strasburg și ați expus niște lucrări absolut, absolut minunate. Sper să le apreciem cu toții acum și pe parcursul întregii vieți. Vă mulțumesc! Și invit artiștii să ne spună și ei ce simt în momentul de față. Eu nu știu ce aș putea să vă spun, dar clar că pictura e o artă, e un langaj, adică ea vorbește, poate spune mai mult decât eu aș putea să vă explic. Deci, dacă vorbesc de lucrările mele, sunt câteva serii care, după cum vedeți, un pic sunt diferite, nu prea lucrările acestea. Astea care sunt aici nu prea au nimic comun cu celelalte. Deci sunt lucrări recente, făcute anul ăsta. Este evident că artistul, cum se zice, grafic, nu este artist de ăsta general. Dar Ștefan se expune în foarte multe galerii, nu doar în nord-estul Franței, am crezut că și în sud-estul și peste tot. Și este peste tot apreciat. Ce ne zice Natalia?
Natalia a venit cu câteva lucrări absolut sclipitoare, să zic așa. Frate, vă mulțumesc de invitația care mi-ați făcut-o. Data trecută când ai fost la mine, într-adevăr, am petrecut o seară extraordinară, improvizată absolut, și atunci ne-a venit ideea, hai, de ce nu să facem un vernisaj improvizat foarte rapid. Și într-adevăr a fost o idee foarte interesantă, ceea ce îmi permite ca să fiu astăzi în compania dumneavoastră și să expun câteva piese foarte mici, fiindcă am venit cu trenul și eram complicat de adus lucruri mai mari, pânze mai mari. Mulțumim artiștilor, să-i aplaudăm și să sperăm că o să ne vină de câte ori o să ne invităm.